Salutare, prieteni, și bine v-am regăsit la un nou episod cu Expedition Mudrunner pe canalul Husenka Games. În episodul de azi vom începe un nou sezon, pentru că am primit aici un nou sezon, sezonul 1, Cave Odyssey sau ceva de genul se numește. Și despre ce este vorba în acest DLC? Mai exact, comunitatea științifică este în pragul unei descoperiri majore și are nevoie de noi ca să, pentru a conduce expedițiile în peșterile proaspăt descoperite. Așa că ce ne îndrumă e să ne luăm utilajele necesare, adică tracurile și așa mai departe, și să călătorim pe o nouă hartă și pe un imens biom subteran. Hai să dăm drumul să vedem despre ce este vorba. Nu am jucat deloc, deși noi mai aveam, uite, după cum vedeți, avem două zone. Deci mai aveam aici două expediții, dar facem mai întâi o expediție aici, începem pasta și după aia vom continua și cu celelalte expediții. Dar deci în această expediție va trebui să mergem să cercetăm o crăpătură, o fisură care a apărut în pământ. Bun, deci avem nevoie de două din astea. N-am văzut ce despre ce era vorba, ce scout ne cerea. Bun, deci hai să luăm un scout nou pe care eu l-am deblocat off-camera. Am mai jucat eu ceva off-camera și l-am deblocat și mi s-a părut destul de interesant și aș vrea să-l încercăm. Este vorba despre acest scout. Mașina lui Scooby-Doo. Hai să-i dăm un purchase aici și să-i facem și niște upgrade-uri dacă avem, bineînțeles. Customize. Motor. Bă, avem unul mai bunicel. Cutie de viteză. Avem de high range. Așa, suspensie. O avem pe asta ei. Mama, asta ar fi șmecheră, dar... Bă, nu știu ce să zic cu suspensia asta. S-ar putea să avem probleme. Good average. Și cam atât. Hai să luăm pe asta, pe off-road. Cauciucurile sunt puțin cam nașpa. Luăm asta, extendul și snorkel. Hai să-i punem și snorkel. A, deja avem. Nu, nu avem. Să-l luăm pe ăsta. Bun. Ce mă interesa la culoare. Deci avem pe asta care e a ei și cam atât, ceva mai interesant. Nu? Ia să vedem ce mai avem pe aici. Uite, așa, așa, aș putea să iau. Așa e interesantă. Gata, hai să o lăsăm pe asta, apply cu albastru. Bun, păi avem totul pregătit. Nu, nu avem totul pregătit. Ad, hai să băgăm pasta. Și trebuie să luăm așa. Să luăm una din asta, una din asta. Două din astea și hai să mai luăm... Cred că am mai primit și niște aparaturi noi, gen. Asta ce e? GPS tracker. Păi și ăsta ce o face oare GPS tracker-ul ăsta? Știi ce? Hai să mai iau una din ăsta, că s-ar putea, mașina fiind destul de înaltă, s-ar putea să avem probleme să ne răsturnăm cu ea. Bun, altceva le-am luat pe toate, deci avem două din astea. Hai să luăm și niște, să luăm un mecanic totuși, zic. Anchor supli. Hai să băgăm pe ăsta, ad. Așa. Logistic ceva. Binocular, nu știu ce, nu. Hidrologiz, nu. Ăsta. Bă, hai să luăm și pe ăsta, că ne dă din alea în plus. Și pe asta cu drona, dar ne-a mai deblocat unul. Asta, pe asta. Și hai să dăm drumul la prima expediție de pe noua hartă. De pe noua regiune, să zic așa, și de pe nou DLC. Hai să dăm timpul. După 10. A. Oh. Și-a pornit mașina lui Scooby-Doo. Hai să vedem despre ce este vorba pe noua hartă. Să vedem și cum se comportă noul scout pe care l-am deblocat eu off-camera.
Și am mai încercat să deblochez unul, doar că, vai de capul meu, ce m-am chinuit. Bun, am ajuns la primul punct. Acum trebuie să ajungem în zona asta să explorăm puțin, nu? Bun, păi în cazul ăsta trebuie să cam coborâm. Dar voi merge așa. Deși aș putea să merg aici. Merg aici pe mal și să explorăm. Vedeți ce interesant o să fie mașinuța asta când îi vom pune acele roți, acele suspensii care o lățesc foarte, foarte mult. Ce stabilă va fi. Da, cutia asta de viteze e cam... aici ce avem? Mi-arată ceva pe hartă? Nu mi-arată, what the fuck, de ce? Dar oricum e aproape de bază, nu-i problemă. Noi hai să ne continuăm aici treaba. Am început să o pun aici la teste. Bă, da, nu cred că e foarte wow. Poate și din cauza cutiei de viteză pe care o are. Ia ușor. Scooby-Doo. Hai. Da, vezi și treptele de viteză stă și le schimbă. Deci aici avem de construit... dacă vreau să trec. Bun, am înțeles. Hai să mă bag puțin acolo mai în margine și să scop binoclu să... scanăm puțin zona. Aici am să... uite, avem redus. Avem redus 40%, gen. Pentru că avem ăla cu noi. Facem frâna de mână și hai să explorăm puțin. Deja avem 94-99%. Gata, tăticu, am explorat. Bă, foarte bună ideea mea să vin aici. Bun. Hai să... că tot suntem aici în zona. Hai să începem cu ăsta. Avem vreo câteva. Mă bucur foarte mult că am primit update nou. Abia aștept să intrăm prin peșteri. Dar ați văzut că avem contentată. Și am văzut că îndrăgiți acest joc. Adică fac vizionari. Este unul din jocurile de pe canal care merg foarte bine. Adică este vorba despre Farming Simulator, este vorba de SnowRunner și de Expedition, bineînțeles. Vreau să-i dau pe low, dar un low plus era bun. Da, hai că urcăm așa ușor cu mașina lui Scooby-Doo. Deci avem două zone în care trebuie să montăm range finder-ul ăla, nu știu cum se traduce. Trebuie să folosim drona și să survolăm fisura. E regulă, hai. Mă gândeam că m-am dus aiurea. Opa, păi și cum ajung eu acolo? What? Păi stai, mă, că am luat o aiurea. Bă, da, idiot sunt. Cum o să fiu atât de idiot? Că n-am cum să trec pe aici. M-am luat cu vorba și m-am dus aiurea. Asta este. Da, nu e foarte wow scout-ul ăsta. În imagine arăta, știi, ca și cum e lat. E foarte lat și... îmi părea interesant, știi? Nici cutia asta de viteză nu cred că e foarte, foarte ok. Bun, deci trebuie să urc pe aici sau? Nu, pe aici trebuie să trec. Up, doar că n-am fost eu atent. Am ocolit aiurea, uite, pe aici trebuie să trec. Ia ușor, nu te supăra.
Oare o ia, mă? Hai că a luat-o. Huh, mă gândeam că alunecă. Mă gândeam că se duce după stâncă. Vezi ceva ce ne atenția? Te pune să lucrezi în plus. Bun. Aha, deci aici montăm primul ăsta. Scanner sau ceva de genul, gen cameră de supraveghea ceva. Bun, hai să vedem care este următoarea zonă, cea mai apropiată este asta. Problema e că nu știu, cred că pe aici pot să cobor și să o iau așa. Bun, hai să vedem. Hai să vin până aici totuși, poate pot să cobor și pe aici, știi? Dacă nu, mergem în față, ne uităm. Bun, hai să continuăm. Dacă vom avea timp în episodul de azi, dar mai mult ca sigur, cred că ne vom face. Voi face un... o expediție și de pe cealaltă zonă, aia cu peșterile. Wow, ce era să mă duc. Să vedem despre ce este vorba acolo. E acolo. Pentru că, na, din astea am tot văzut. Bun, băi, eu tind să cred că pot să cobor pe aici. Ia să scanăm puțin. Oh, fără probleme. Dar stai să vedem dacă pe aici trebuie să coborâm. Da, se pare că pe aici. Bun, deci cobor așa și vin în zona asta și după aia undeva în zona asta, încă două, nu? Da. Iasem după aia pe unde putem să trecem noi. Păi cred că tot așa pe aici. Cobor așa frumos în partea asta, cred. Nu știu dacă pot să cobor pe aici. Așa frumos. Tac, pac și după aia așa. Hai, vedem traseul ăsta momentan pe care l-am făcut eu acum. Dacă e ceva neregulă cu el, îl mai schimbăm pe parcurs. Mamă, ce țopă e. Deci țopă e foarte mult mașina asta. Și fiind și foarte înaltă. Pe aici nu pot să cobor, că pare că aș putea și pe aici. Ba da, fără probleme. Așa, mă, ca să nu mai acolesc pe acolo, știi? A? Mamă, ce era să mă duc. Ce era să se ducă? Trebuie să urc acolo? A, da. Aha. Ia să vedem cum se descurcă pe aici. Op. Opa, puțin cam dificil. Ia, un low mă ajută. Și am cam rămas, fiți atenți. Fiți atenți, oameni buni. Ia, tașcă mișcă. Dacă mai mișcă, văd un pic. Stânga-dreapta, stânga-dreapta. Eu fac stânga-dreapta de volan. În speranța că... În speranța că nu mai mișcă. Bun, hai să folosim o ancoră. A, era cam înfiptă, sincer să fiu. Ce n-ai se întâmplă? Surprinzător, cam nașpa aici. Și am folosit o ancoră din asta într-o zonă în care... În mod normal ar fi trebuit să o folosesc, dar asta este. Start scanning, hai să scanăm aici frumos. Vezi, sunt tot felul de fisuri din astea pe toată harta, gen. Perfect, hai că le-am prins. Bun, tăticu. Mission complete. Deja eu mi-am cam creat, să zic așa. Hai să dau timpul pe 10 din nou. Așa, mă, să se vadă frumos aici. Hai, șurel.
Dar, bă, nu, nu e cine știe ce mașina asta, scoutul ăsta, dar reușim și ducem la bun sfârșit misiunea. Nu, nu cred că o să avem probleme. Hai să cobor ușor pe aici. Voi lua pe aici pe jos. Nu știu ce am pus eu. Ah. Da, cutia de viteză nu e una wow. Deci tot mai în față, nu? Păi stai așa puțin, eu nu pot să cobor pe aici? Nu pot, bă. Păi și pe aici... și pe aici pare dificil, sincer să fiu. Mama, avem o situație aici. Și aici e destul de dificil de coborât. Altă zonă mai avem pe undeva? Bă, nu prea. Nu, deci trebuie să ne riscăm pe acolo. Este pe aici să răstoarnă dacă trec așa ușor. Roata din față e cam în aer. Bun, hai că am trecut așa repede. Și acum hai să văd pe unde cobor eu. Eu să mă duc cât mai așa. După aia să cobor așa. Cred că am rămas aici. Dacă n-am rămas, ia să încerc să cobor cu spatele acum, dacă tot s-a întors cu spatele. Hai, încerc să cobor așa. Hai, mă, că era totul perfect. Rotate. Perfect. Hai, că ne-am răsturnat noi aici, dar măcar am rezolvat. Dar da, până nu... Oh. Până nu fac rost de o suspensie din aia lată, mașina asta e puțin cam... Nu era, dar nici wow. Hai să o iau pe aici, să nu mă complic pe stânga pe acolo. Puteam să o iau și pe acolo, da. Eu știu. Uhu! Mama, asta trebuie să am grijă cu ea la cea mai mică de nivelare să cam duce. La cel mai mic pietroi din ăsta pe care îl ia la roată. Am văzut cercul. Ușor. Nu, crește. Așa, mă, trebuie să găsim zonele astea. Este foarte greu de ținut în cercul ăsta drona. Următorul. Deci undeva în partea asta, așa în jos, uite aici. Vezi că nici nu știi în ce direcție se strânge. Bun. Am făcut-o și pe asta și hai către următoarea acum.
Avem acolo traseu pus. Bine, da. Prima expediție de pe hartă era și normal să fie una mai, mai ușoară. Extrem, pot să trec pe aici. Pare ca și cum aș putea. Pe aici, ia. Op, 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 op. Hai sus. Perfect, hai că am reușit. Cam asta trebuie să fie expediția, zic eu, nu? Oh, da. Mi-a dat 12.000 de dolari. Super, tăticu. Perfect. Hai să începem o nouă expediție. Și după cum v-am spus, vreau să încep și de pe această zonă. Stai mă, bă, lăsați-mă în pace. Alo, a. Reroom, secret, nu știu ce, dar aș vrea și aici să încep. A, dar din păcate le-am blocate, vezi? În peșteri. Deci probabil că trebuie să mai continuăm aici. Bun, hai să luăm pe următoare atunci. Avem nevoie, scrie, de două camioane. Trebuie să punem seismic vibratorul. Păi în cazul ăsta avem nevoie de nenea asta. Ad. Hai să-i punem la... Nu la cargo, stai așa puțin. Aici. Aici trebuie să-i punem seismic vibratorul. Ce-a făcut? L-am vândut. Așa, l-am montat. Și restul, din câte știu eu, nu avem nevoie de upgrade-uri. Hai să luăm din astea la noi. Ăsta nu știu ce e. GPS tracker. Hai să luăm, că pare interesant. Așa, două din astea cred că sunt suficiente. Bun, hai să punem și pe benă. A, stai că nu putem să punem nimic pe benă pentru că avem ăla. Bun, deci am luat ăsta. Trebuie să luăm un hidrologist. Îl băgăm pe nenea asta. Hai să luăm și un mecanic. Winch ăsta. Și să mai luăm un operator. Domnița asta. Perfect. Totul e în regulă. Hai să dăm drumul la treabă, zic. La expediție. Ia să vedem unde trebuie să mergem. Deci trebuie să mergem în zona asta. Perfect. Nu pe unde o iau eu. Cred că pe aici aș putea să cobor în regulă. Da, cred că e singura zonă care este și mai aproape. Unde aș putea să cobor eu mai în regulă. Ia să vedem. Pac, pac, frumos. Coborăm aici și după aia vedem ce și cum. Ha, să dăm drumul la treabă. Activăm aici all lui drive-ul. Poate după ce o facem pe asta ne va da drumul și la zona nouă. Vedem. Deci hai să dau cu low plusul. Ca să meargă constant, pentru că oricum nu merge mai repede de atât, așa că n-are rost să ne chinuim. Măcar așa știu că merge constant. Poate că ritmul ăsta merge mult mai repede. Ia să vedem, mă, ce e aici. Hai, task. Păi și eu văd că aș putea să cobor pe aici. Nu știu de ce am pus eu în față. Ia să scanez puțin cu drona. Da, uite, vezi, pot să cobor așa frumos pe acolo în față. Da, mă, da, e perfect, hai. Dă-i înainte cu tupeu. Te vezi, în cazurile astea e puțin mai nasol că trebuie să scot pe auto. Trebuie să-i dau pe auto ca să pot să dau mașalier. Să scot după low, adică. Perfect.
Și acum cred că trebuie să găsim direcția în care noi trebuie să ne îndreptăm. Oh! Ia să. Opa! Problema e că m-am băgat și eu cam aiurea. Ia să activăm și diff-ul. Dacă m-am prins acolo de ceva. Dar aș vrea să ies cumva în stânga. Aha, perfect. Mamă, dar ce zonă nasoală. Destul de mlășinoasă. Deci în zona asta, undeva aici, trebuie să găsesc eu să scanez, nu? În toată zona asta. După când scade, deci mă îndrept ok. Doar că na, ne mișcăm greu pentru că e zona asta destul de noroioasă. Sper să pot să trec pe aici pe sub. Să nu-mi pună probleme, da. A început să bipăie, văd. Suntem la 126 de metri. Oh, first zone. Asta e prima zonă. În care va trebui să scanăm. De metri 80, cred că tot în față, nu? Ah, se trec tot în față, să vedem. Hai să fac altceva. Și să încerc să mă trag de spate. Perfect, hai că a funcționat. Noi suntem din ce în ce mai aproape de zona unde trebuie să scanăm. Opa, asta e că îmi crește. Deci cumva în stânga, cred. Bun, deci acolo crește. Acolo crește, deci undeva în partea asta trebuie să fie, nu? Ba nu, că aici crește. Au. Stai așa, cu voi trece în partea aia, dar să încerc să urc pe aici. Mă, ce are de nurc? Uite, bă, dacă vrea să treacă, bă, uite-te la ea. Să sară sus. Nu vrea, bă, să urce de nicio culoare, bă. Roata aia. Zici că e jurată să nu urce.
Așa, mă, vezi. Urc o dată. Ia. Deci în direcția asta trebuie să ajung cumva. Trebuie să trec în partea aia. Uite-te, bă, aici, că nu vrea să treacă. Cât de-a naibie. 13,7. 13,5. Bă, unde e, mă, mâncați așa? Din câte știți, aici trebuie să nimerim fix pe fix. Deci dacă o iau în direcția aia, îmi crește. Uite. Serios? Vedeți cât ce spațiu mic e în care trebuie să nimerești? Deci chiar aiurea. Bun. Deci o luăm așa. Oare voi putea eu să trec apa asta pe aici? Ce ziceți voi? Pe unde aș putea să cobor? Aici, nu știu ce să zic. Hai, mergem până acolo și vedem. Hai să iau pe aici, mai prin față. Hai să dau și timpul pe 10. Ca să pot să trec pe aici. Ai de capul meu ce i-am dat. Mamă, cât damage i-am dat. Eu sunt crăpăturile astea. Crăpături, mă rog, sunt... zonele astea, aiurea. Aici iar nu pot să mai urc. Deci trebuie să-ți alegi cu exactitate pe unde vrei să... Care acum a urcat. Bine, și camionul e destul de greu, n-am ce să-i cer. Mare și acest utila, să zic pe el. Eu m-am apropiat? Wow, așa de mult? Sunt la 100 de metri. O să cobor pe aici direct. Perfect, hai că am reușit. Deci sunt la 100 de metri. Deci în dreapta, încolo, cumva trebuie să ajung. Gata, hai că am văzut pe unde. Deci trebuie să ajung spre apă, cumva. Oare mai avem și altă zonă? Eu cred că nu. Mă, că uitasem să dau pe low plus. Mamă, ce apă frumoasă. Mamă, dar cum trec eu frații mei pe aici?
Eu am rămas. Cum vor ăștia să trec eu pe aici? Hmm? Prin apa asta. Hai să încerc pe partea cealaltă, să vedem. Poate reușesc pe acolo. Deși nu e foarte departe zona, dar ați văzut, trebuie să o nimerim la fix. Văd că îmi scade și în direcția asta. Acum a început să crească. Bă, păi aici e roșu, mă, nu pot. Numai că în față e roșu. A, dar pot să trec așa ea. Dacă o-i putea, bineînțeles, dar nu cred că pot eu pe aici. Bă, nu! Bă, mai ia apa! Bă, mai ia apa! Bă, păi ăștia-s fenomenal, mă. Păi cum vor, mă, să trec eu pe aici? E vorba că nici nu virează cum vreau eu, se duce doar cum vrea ea. Ius, ia. Ah, pix, păi și în apă nu pot să pun? Păi și cum vor să trec eu încolo? Uite, pe aici mă gândeam, știi, să trec cumva. Din stânga pe aici. Sau pe aici iarăși aș putea să o iau așa, dar... Ba nu, că acolo e apa mare. Deci chiar nu știu unde trebuie să ajung. Cred că în partea asta trebuie să ajung cumva. Dar e vorba că n-am... N-am pus să trec. Uite, vezi, de aici de sus pare mic apa. Dar când intri în ea... Bă, ce să mai, că nu mai vrea deloc. Am rămas blocat aici. Deci dacă reușesc să trec în partea aia, deși mă îndoiesc, eu așa cumva, ce e acolo oare? Trecătoare? Păi și cum vrea să trec eu pe acolo? După aia să o iau așa. Hai să încercăm să vedem. Iese că aici eu te intru și gata. Pa. Dacă aș reuși să mă prinde ăla din partea elaltă. Aici apa e în regulă. Dar ce sunt, că nu vezi că nu înaintează deloc? Ancora nu pot să folosesc. Bă, faci mișto de mine, mă. Nu-mi dau seama dacă mișcă.
Revin, vedem care e treaba. Bun, haideți că am revenit, oameni buni. Cumva, cumva am reușit să ajung până în partea asta. Ajutat puțin de apă sau cumva. Perfect, mă. Nice. Bun. Deci pare că mai avem o zonă în partea asta. Vai de capul meu. Deci a trebuit să trec cumva în partea asta la alta acum. Ceea ce e un lucru foarte dificil. Hai să dau timpul pe 10. Poate tot așa ajutat de apă cumva. Alte acolo avem un... Dar aici e apa adâncă. One eternity later. Bun, dragilor, după o eternitate am reușit și eu să traversez pe malul celălalt. Dar asta nu pe acolo. Deci prima dată am încercat pe aici. Am mai încercat eu ceva, doar că m-a luat apa, m-a adus până în zona asta și după aia am renunțat. Mi-am dat recover la garaj și am încercat pe partea asta, foarte dificil și pe aici. Dar măcar am reușit să trec. Bun. Acum hai să ne îndreptăm către zona noastră. Să facem și treabă, zic. Cred că așa e în regulă, nu? Vedem, poate urcăm pe aici, vedem unde trebuie să ajungem. Dar hai să ajungem mai întâi până acolo. Nu, că am zis că ocolez, nu? Deci eu văd și pe aici că aș putea să trec, cred. Ia să vedem, poate scurtăm puțin din drum. Da. Hai că am scurtat din drum dacă e. Bă, este a doua misiune, a doua expediție pe noul DLC, dar mi-a dat puțin bătăi de cap, sincer să fiu. În cauza că nu știam cum să trec cu apa asta. Mă tot disperam. Bun, deci hai să pun iarăși pe aici, pe unde pusesem inițial. Așa, măcar pe aici știu că merg ok. Bine, am fost și cu acest camion, că poate dacă eram cu altceva, n-aveam problemele astea, da? Hai! Dacă de asta avem nevoie... Oricum sunt bucuros că zi, că am reușit să trec. Normal ar trebui să poți să treci și pe acolo, dar nu înțeleg de ce nu... Era foarte dificil, probabil cu un alt camion. Dar din păcate eu nu am un alt camion. Cam ăsta e singurul pe care l-am momentan. Deci pe acolo trebuie să urc, da? Bă, eu cred că pot să urc fără probleme pe acolo. Bun, deci pentru urcarea asta hai să activăm și diflocul. Problema e că nu mai am nici ancore foarte multe. Pentru că am mai folosit. Aha, hai că am reușit să mă prind de ceva acolo. Deci e bine că mă ajută pe mine să ies la suprafață. Mamă, ce bun a fost shot-ul ăsta aici. Perfect, hai că am reușit să ies.
Uite, hai că avem un drop aici. Ah! Uit mereu de diff. Uit mereu activ diff-ul și îmi dă, damage la motor. Deci pe aici am zis eu că o să cobor. Uite, hai că am mai primit niște lucruri. Hai să mai și alimentăm aici. Așa. Cam atât. Hai să scanez puțin. Dar cred că aici e singura zonă prin care poți să cobor, nu? A, da. Da, și e fără probleme. Gata, că am văzut pe unde. Nu cred una ca asta. Deci refuz să cred una ca asta. Are bara aia acolo jos și mă, uneori mă încurcă. După cum ați văzut acum. Hop, hop, hop. Ah. Low plus-ul. Hai, n-avem ce face. Trebuie să ocolim puțin, dar măcar zi, ajungem în regulă. Sper să nu mai fie o altă zonă. Sper să nu fie și o a patra zonă, că nebunesc. Sper ca asta să fie ultima zonă. Mamă, și suntem la 200 de metri. Nu spune că trebuie să urc pe aici pe undeva. Hm? Eu sper să nu. Că dacă am și de urcat, am pus-o. Bun, dar văd că în partea asta îmi scade foarte mult, ceea ce îmi dă de gândit că probabil am pus checkpoint-ul bine. Hai, mă. Mamă, ce urcare aici. Ia, se prinde winch-ul de ceva? Nu se prinde. Nici acum? Aha, hai că am prins. Și ne-am apropiat destul de mult. Doar că problema știți care e. Trebuie să fim fix în zonă, dar nu cred că o să mă pună să urc. 97. Da, deci direcția e bună. 80, 79, 76. Da, mă, da, hai că aici e 100%. În sfârșit, fraților, sper să nu mai fie o a patra zonă, că dacă o să fie... Bun, m-am terminat. Am terminat, oameni buni. Expediția. Super. Ia să vedem, ne-a deblocat, putem să începem expediție în, aici? Nu ne lasă încă, din câte văd. Probabil că trebuie să finalizăm pe astea sau să mai facem ceva din ele. Dar oricum, mai avem de făcut și aici. Bun, dragilor, păi cam atât pentru episodul de azi. Ne-am lungit puțin, dar asta este. Am avut o misiune ceva mai dificilă. Dacă v-a plăcut, nu uitați să apăsați acolo butonașul de like, butonașul de subscribe, să distribuiți acest video, să lăsați un comentariu. Eu am fost Zenka Games și până data viitoare, v-am salutat!
Pa, pa!